Da? Eu sunt Nicoleta și astăzi o să încercăm să facem gogoși simpli cu zahăr tos pudrate. Pentru asta avem nevoie de 7 grame de drojdii, zahărul pentru pudrat și 30 ml de ulei, apă 300-320 ml. După cum simțim aluatul la mână. Eu deja aluatul l-am format, după cum puteți vedea, nu mai avem nevoie de apă. Drojdia am pus-o, aici avem zahărul pentru pudrat deasupra și uleiul, care o să-l punem puțin câte puțin, ca să putem să mestecăm aluatul. Astea sunt niște gogoși simpli, care li făcea mama când eram noi copii. Foarte simpli. Acum știu. Gogoșii li facem cu ou, cu unt, cu mai sofisticate, mai dulci, mai... Dar câteodată vedeți că viața nu este ușoară. Trebuie să fim întotdeauna cu un pas înainte. De aceea, eu o să fac gogoșile astea ca să vedeți și dumneavoastră că vremurile dinainte nu erau ușoare. Trebuia să te acomodezi și să faci cu ce ai și cum poți. Rământăm aluatul foarte bine. După cum puteți vedea, aluatul este un aluat nici moale, nici tare. O să frământăm aluatul foarte bine. Îl lăsăm la odihnit pentru 30-40 minute și revenim. Am revenit cu gogoșile simple. Ne cerem scuze că video este făcut pe telefon și nu am putut să vă arăt, dar aluatul a crescut și a dublat volumul. L-am format în niște biluțe pe care o să le las puțin să crească și revenim. Nu uitați că avem o jumătate de kilogram numai de făină, în care am pus 7 grame de drojdii, o linguriță de sare, apă, 300-320 ml de apă, poate mai puțin, oricum simțim aluatul la mână, și avem aici zahărul care o să pudrăm deasupra. O să revenim după ce mai cresc puțin biluțele să formăm gogoșile. Am revenit. Am format gogoșelile, le-am lăsat puțin să crească, am pus ulei la înfierbântat și acum mergem să le coacem. O să prăjim prima gogoașă și procedăm la fel cu celelalte până le terminăm.
rețineți, trebuie să aveți ulei mai mult în... Eu am aici o tigăiță mică de aluminiu, care o folosesc, pentru că nici nu vreau să-l fac exagerat de mare. Încă un pic și o să întoarcem. După cum puteți vedea, aluatul este bun, ele cresc. Și vă asigur că sunt și foarte gustoase. Chiar dacă nu sunt simple, făcute ca dintr-un aluat similar cu pâinea. Un aluat similar cu pâinea. După cum puteți vedea, gogoașa este coaptă pe amândouă părți. Așa va arăta gogoașa simplă cu zahăr tos. Procedăm la fel și cu celelalte până le terminăm și revenim. Am revenit, am copt toate gogoșile. Așa arată. Vă asigur că sunt și coapte. Sunt și coapte și foarte fragede. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi. Este o rețetă simplă, într-adevăr, dar are o semnificație pentru noi, pentru că mamele noastre au făcut aceste pofte pentru noi când eram copii. La revedere!